uite, în capitolul anterior, parcă zicea Rothbard, deci când vede Kaufland un client nou, bine ai venit, ca să-i crește profitul, când vede un birocrat, un cetățean, un client, să zicem, nou, mă, dar iar ai venit, tendința, tu ești un intrus. Da, iar îmi dai, vrei, de, da, iar îmi dai de lucru. Pentru că veniturile lui nu depind exact, de tine. Exact. El funcționează, cum era în Luceafru, după o altă lege. Banii lui vin oricum din taxe. Deci el n-are treabă, sau răspunde unor grupuri de interese, n-are o legătură directă. Veniturile nu depind de satisfacerea unor consumatori. Uite, poate n-am apucat să zic vreodată chestia asta, dar oamenii zic, păi, măi, angajatule la stat, tu fă ce spun eu, că tu ești plătit din banii mei. Ei, ce vreau eu să zic este că odată ce banii au fost luați omului, poate nici nu i-a văzut niciodată direct din salariu, aia nu mai sunt banii lui. De-aia foarte mulți birocrați zic, păi, eu răspund șefului, eu nu răspund față de clienți. Ăștia sunt niște deranji, ce ai zis și tu adineori. Nu sunt clienți.